Liviu și Bogdana au petrecut Revelionul împreună cu Marius și Ioana și iată că petrecerea continuă și în prima zi a anului 2024. După cum spunea Bogdana, a postat un story cu această masă pregătită pentru petrecerea de a doua zi. Nu au mai fost menționați Marius și Ioana, probabil au plecat și Liviu a ținut să facă o postare, să ureze la mulți ani, a scris Familia Teodorescu vă urează la mulți ani tuturor, să aveți un an plin de realizări și multă sănătate, vă pupăm. Și în fotografie apare el și Bogdan, o fotografie cred că este făcută aseară, au făcut și o poză cu cei de la masă cu care au petrecut în prima zi din an, se vede în fotografie și doamna Lucica. A scris Big Family, familie mare, familie în care se pare că s-a integrat Bogdana și chiar făcuse o postare referindu-se la faptul că ea nu a avut parte de un Crăciun în familie așa cum l-a avut anul acesta.